Vedeți, frați și surori, ideea este că noi de cele mai multe ori ne așteptăm să crească ceva în timp ce poate nu ne trudim atât de mult ca să săbim. Și aici este paguba noastră uneori. Vă rog frumos să înțelegem că Dumnezeu din grădinăritul acesta pe care l-a dat la Adam și la Eva mai târziu, în lumea spirituală, ne îndeamnă să facem prioritatea numărul unu. Și anume, zice Proverbe, de unde vă citeam o parte deja din capitolul 4 cu versetul 23 și vă rog să-mi dați voie să vă citesc și a doua parte. E scris aici că să păzești inima numai pe Zoom, când intri la părtășie. Numai când vorbești la telefon sau marți, hai să zicem că azi marți, nu? Nu, frați și surori. Să păzești mai mult decât jobul, mai mult decât scopul acesta de a-ți face o școală, să o păzești când ești la facultate, să o păzești când ești în lume, să o păzești când ești între prieteni, să o păzești când vorbești la telefon, să o păzești când navighezi pe internet, să o păzești când te întâlnești la biserică, să o păzești mai mult decât orice, adică să ai grijă.